Dragilor, noi azi o să vopsim ouăle de Paște. Pentru asta ne vor trebui niște ouă fierte și apă clocotită, oțet, colorant și niște vase și hârtie. Hai să începem. Mai întâi punem apa clocotită aici. Dragilor, eu am desfăcut și acum începem să punem aici, în apă. Și amestecăm. Și îl punem pe o masă. După aia luăm și pe celălalt și punem apa clocotită lui. Gata. Acum... Uitați, ne-a făcut aici tot roșu. Noi trebuie să punem și un pic de oțet. Aici. Și amestecăm. Acum vom pune ouăle și le vom scufunda în pătrișor. Mare atenție! Puneți câte 5 sau 4. Eu o să pun aici 4. Și le las să se facă. Așteptăm acum 4 minuțele. Acum hai să așteptăm. Cele 4 minute s-au scurs. Și punem așa. Și punem cu grijă oul aici pe o farfuriuță. După aia luăm și pe celălalt și punem pe farfuriuță. După aia luăm pe al treilea, scurgem și îl punem pe farfuriuță. După aia luăm pe al patrulea și luăm și îl punem pe farfuriuță. Acum... Și când o să arate mai frumoase, înseamnă că ei sunt de la ulei, fiindcă uleiul le face mai agile și mai frumoase. Și mai cu stil. Și mai punem aici. Eu mai am încă 2 ouă. Vă zic rămâneți bun și să aveți un Paște foarte fericit și să vă zică Dumnezeu să vă iubească și să fiți bun la suflet, să nu faceți rele. Și să aveți un Paște fericit și cu animalele voastre, uite, eu am o pisică și să vă jucați cu ei.